A știut că adesea întreaga lume rea a povestit atâta pe socoteala sa că singur el de el se rușina amarnic, astfel rușinea e rodul greșelii de altădată, rușinea, pocăința, cunoașterea curată, că tot ce place lumii e numai vis zădarnic. Dar tot Petrarca era convins că o moarte frumoasă onorează întreaga viață. Revolverul inventat de Colt în prima jumătate a secolului al XIX-lea a modelat înfățișarea Americii, făcând posibilă colonizarea acesteia de la Atlantic la Pacific. Vestul sălbatic a fost posibil și așa. Fascinat de efemeritatea mișcării, dar și de formele corpului omenesc, întemeietorul impresionismului în pictură a abandonat studiile de drept începute în tinerețe pentru a copia tablouri ale artiștilor celebri. Edgar Degas a devenit mai apoi unul dintre ei. Poetul și dramaturgul rus a abandonat pictura pentru poezie, deși nu era prea convins de calitățile sale de scriitor. L-a ajutat revoluția bolșevică și admirația pentru Lenin să depășească reticența. La 37 de ani, Maiakovski a renunțat inclusiv la propria viață, deși condamnase cu vehemență gestul similar al confratelui Esenin. Romancierul scoțian a fost medic-chirurg în timpul primului război mondial. Pe la 34 de ani, Cronin, diagnosticat cu ulcer duodenal, a fost forțat să-și ia o vacanță în care, pentru a-și omorâ timpul, s-a apucat de scris. Matematicianul astronom a preluat conducerea secției de specialitate a Academiei Române în 1951, odată cu trecerea observatorului astronomic în subordinea acesteia. Constantin Drâmba a avut ocazia să verifice în practică unele dintre teoriile studiate în tinerețe, inclusiv la Paris, unde și-a luat doctoratul într-o lucrare despre celebra problema celor trei corpuri, asupra căreia s-au aplicat și Newton și Euler. Deși Nicolae Paulescu a descoperit hormonul antidiabetic, elaborat de pancreas, numit de el pancreină, canadienii Bunting și Best au fost considerați mai buni de Nobel în 1923, descoperind același lucru numit de ei insulină. Nasti a fost desemnat de 4 ori cel mai bun sportiv român în anii 70, mai apoi până în 2008 conducând Federația Română de Tenis timp de un deceniu. Ilie Năstase a cochetat și cu literatura în limba franceză, dar și cu politica. Cannot overrun the machine. Can you overrun your wife? Chitaristul trupei rock Queen este creditat ca unul din pionierii efectului sonor numit de întârziere. Brian May a absolvit facultatea de fizică și matematică a Colegiului Regal londonez, fiind interesat nu doar de ecuația corzii vibrante, ci și de astrofizică. Love of my heart, don't leave me. You've stolen my heart, you now deserve. Diana Mocanu a îmbogățit palmaresul olimpic românesc prin cele 2 medalii de aur obținute la Sydney în 2000 în probele de 100 și 200 metri spate. Pentru presa internațională, bazinul de antrenament din Brăila a devenit de atunci mai mult decât o curiozitate. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.